Începând de astăzi, în not sport citit, Business Days. Treptele de la Business Days trebuie adăugate. Bună dimineața, Iași! Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi alături de voi. Opa! Și să nu apăs pe clicker. Mă bucur foarte mult să fiu alături de voi și să vorbesc despre, nu un tipping point, aș spune, ci un fenomen tehnologic sau o combinație de comerț și tehnologie care este deja foarte prezentă în viețile noastre. E-commerce-ul a ajuns la 1,4 miliarde de euro în România. Am trecut deja de 7 milioane de cumpărători în cadrul populației României și deja știm foarte bine că nu se mai fac cumpărături doar online. Mixul de offline, mobile, online este unul despre care cu toții suntem conștienți. Prezentarea mea, pentru că știu că am foarte puține minute la dispoziție, se intitulează Cele 7 deprinderi ale clientului în era digitală, inspirat de titlul lui Stephen Covey, Cele 7 deprinderi ale oamenilor eficace. O carte care mi-a plăcut foarte mult. Ca să vă prezint cât mai comercial posibil 7 insight-uri pe care noi la answer.ro le-am aflat despre clienții noștri de e-commerce. În primul și în primul rând, era în care noi împingeam mesaje publicitare către clienți, iar clienții veneau foarte cuminți în magazinul nostru și cumpărau produsul, s-a încheiat. În online nu este suficient să împingem pur și simplu un mesaj, un banner către un client, iar acesta să vină cu minte pe site-ul nostru, direct pe homepage, să dea click exact pe bannerul de pe homepage pe care noi ne dorim să facă o achiziție. Ce se întâmplă de cele mai multe ori este că clientul caută pe Google, pe mobile pe Google, pe Facebook, întreabă prietenii despre produsele noastre, despre brandul nostru, chiar în cazul în care noi nu avem un magazin online. Îl întreabă pe Google ce să-și cumpere de la magazin, ce să cumpere de 50 de lei, ce să-și cumpere de mâncare. Și n-am pus aici un print screen, dar îl întreabă chiar și ce să facă cu viața lui. Deci primul și primul lucru pe care aș vrea să-l rețineți este că clienții sunt proactivi. Ei vă caută deja. În cazul nostru, 40% din traficul answer.ro vine din motoarele de căutare. Iar maxim 20% din vizitele unui magazin online sau ale unui website ajung pe homepage. Deci varianta cea ideală în care clientul vine pe homepage, vede cât de minunat este website-ul nostru și citește exact mesajul și bannerul pe care ni-l doream, s-au încheiat. Clienții ajung pe site-ul nostru peste tot, pe unde se poate, în absolut orice fel de pagini, în funcție de căutările și canalele prin care au ajuns la noi. Mobile-ul nu mai este un trend, este o realitate. În cazul nostru, 58% din trafic vine de pe device-uri mobile, iar peste 30% din achiziții se fac de pe mobile. Mai este de menționat faptul că undeva din acești 30%, o treime sunt clienți care își completează coșul pe mobile, îl salvează, urmând ca ulterior să termine comanda de pe desktop. Clientul nostru începe întotdeauna cu gândul la final, exact ca în cartea lui Covey, și se vizualizează folosind produsul, utilizându-l. De aceea, în cazul nostru, prezentarea video a rochilor, pe care o vedeți aici, ne-a crescut cu 50% rata de vânzare a produselor care se bucurau de o astfel de prezentare video. Deci pozele foarte mari, poze cu clienți folosind produsele voastre, sunt cele care vă vor aduce cu siguranță vânzări. Clientul dă prioritate priorităților, iar shopping-ul este una dintre ele. De aceea se spune astăzi că clientul este always on. În cazul nostru, clientul interacționează cu noi într-o medie de 2,5 device-uri. Deci intră probabil de pe desktop de acasă, de pe mobile, de pe desktop-ul de la serviciu și așa mai departe. Iar același client interacționează cu noi pe 5 canale diferite. Iar colegii mei de la client service sunt absolut înnebuniți pentru că nu mai știu unde să răspundă. Pe telefon, pe Facebook, pe solicitările de pe formularul de contact și așa mai departe. Clientul este peste tot și vrea ca acum tu să fii la dispoziția lui. Iar mai ales în mediul online, acum înseamnă acum, indiferent de oră, weekend sau ce se mai întâmplă. Clientul gândește întotdeauna win-win, cred că știți asta deja, la el win înseamnă în primul rând că tu îi dai produsul și de aceea va plăti în principiu numerar la livrare. Undeva la peste 95% din plățile pentru magazinele online sunt numerar la livrare și nu online cu cardul. Însă, din fericire, plățile online cu cardul sunt în creștere și printr-un efort comun al pieței sperăm să crească.
Clientul caută întotdeauna să înțeleagă mai întâi. În cazul nostru, 30% dintre cei care ajung pe site-ul nostru folosesc funcția de căutare internă. Caută informații despre produse, caută într-un limbaj foarte natural, se întreabă chiar, îmi va veni mărimea nu știu care de la produsul Adidas? Na. Și de aceea este foarte, foarte important ca funcția aceasta de căutare să funcționeze și să livreze rezultate cât mai relevante. Statisticile, și se confirmă și în cazul nostru, ne spun clar că un client care folosește funcția de căutare are de 5 ori mai multe șanse să cumpere de la noi. Clientul acționează întotdeauna sinergic, iar atunci când dorește să cumpere ceva, va citi review-uri, se va uita la ratingul de pe pagina voastră de Facebook, va citi ceea ce spun clienții mulțumiți și cei nemulțumiți. Cu cât voi avea review-uri mai reale, reale însemnând că am și review-uri am un mix practic de review-uri negative și review-uri pozitive, cu atât mai mari sunt șansele să aibă încredere să cumpere de la mine. Scuze. Ok. Iar clientul caută întotdeauna să fie mai bun și ca tu să fii mai bun. Iar percepția că factori pe care eu îi numesc de igienă, precum transport gratuit, retur gratuit, proces ușor de comandă, nu mai sunt factori care să-mi aducă mie un avantaj competitiv. Aceștia sunt deja factori de igienă. Dacă nu i-am, am o problemă. Dar ceea ce trebuie să livrez în e-commerce sau în prezența mea în general de business pe piață este să vin cu un wow, să îndeplinesc factorii de igienă și să vin cu un wow pe deasupra, să creez o experiență memorabilă clientului. Deci, ca să sumarizez prezentarea, online nu este deja o realitate, dar mai mult decât atât, mobile commerce-ul devine o realitate. Noi personal credem la Answer.ro că mobile-ul va depăși online-ul foarte, foarte curând, probabil undeva anul viitor. Iar principiile generale de comerț sunt cele care se aplică și în online, doar că trebuie adaptate. Mulțumesc foarte mult!